Comuna Șinca Nouă a îmbrăcat straie de sărbătoare weekendul trecut. Timp de două zile, localnicii și invitații de onoare au sărbătorit 250 de ani de la înființarea comunei și 120 de ani de la sfințirea bisericii din sat. Evenimentul a început sâmbătă la biserică, unde s-a oficiat o liturghie și a continuat la căminul cultural, unde au fost decernate diplome pentru cetățenii de onoare și medalii aniversare. Pentru a marca această sărbătoare, localnicii alături de primar au plantat și un stejar, să rămână mărturie. Da, deci, așa cum știți, avem sărbătoarea de 250 de ani de la înființarea comunei prin roirea din Șinca Veche. Acum tocmai am plantat un stejar care să rămână mărturie și să crească și la umbra căruia, peste 50 de ani, la sărbătoarea de 300 de ani de la înființarea comunei, să stea copiii noștri și noi, de ce nu? De ce stejar? Vă rog? De ce stejar? Pentru că stejarul are un simbol al durabilității, e un esență tare, durabilă, trainică și trăiește mult. Sute de ani va trăi. Deci, probabil și la 500 de ani, dacă îl grijesc bine, vor sta aici la... Atunci stejarul va avea 250 de ani. Duminică au fost alături de Șincan și înalt preasfințitul Laurențiu Streza și înalt preasfințitul Visarion, care au oficiat ceremonia religioasă unde au sfințit drapelul comunei și cartea de aur a comunei, în care vor consemna personalitățile care vor ajunge în Șinca Nouă. Tot în cadrul slujbei au fost pomeniți și eroii satului și au fost decernate premii pentru veteranii de război care mai sunt în viață. Cu ocazia aceasta, au fost cinstiți, în primul rând, eroi. I-am pomenit și la liturghie, am slujit liturghia împreună cu preasfințitul episcop al Tulcii, Visarion, fostul nostru episcop vicar. De asemenea, sunt cinstiți oamenii care au împlinit, familiile care au împlinit 50 de ani de supraviețuire, spunem în sens pozitiv, nu în sens negativ, oameni care și-au arătat că această instituție tradițională, sfântă a Bisericii Ortodoxe și nu numai, și a altora, familia, este ceva care trebuie păstrat până în ultima clipă. Numai Dumnezeu poate să despartă pe cei doi. Au fost cinstiți și veteranii de război. Puțini, doi au mai rămas dintre ei, însă ei reprezintă, de fapt, concentrarea cinstirii pe care o avem noi spre cineva, spre trecut, pentru că dacă nu ne cinstim trecutul, nu vom avea niciun prezent frumos, cu atât mai mult nu avem șansă la un viitor pe care îl așteptăm. După masa de la Căminul Cultural, unde 600 de oameni au gustat din bucatele făcute cu mult drag de gospodinele din sat, distracția a continuat cu un spectacol folcloric amplasat pe scena din fața căminului, unde invitații de seamă au întreținut atmosfera. Am venit pentru că la 250 de ani, cum să lipsești? Nu știu dacă voi fi prezent la următorii 250 de ani, așa că am venit să prezint spectacolul, sunt, cum să spunem, vizită privată. Șinca Nouă pentru mine este o comună emblemă a țării Făgărașului. La spectacol a cântat fanfara din sat și cântăreții îndrăgiți de muzică populară din țara Făgărașului, care au dorit să fie alături de locuitorii din Șinca Nouă într-o zi atât de deosebită pentru ei. Sunteți alături de locuitorii din Șinca Nouă astăzi. Cu multă plăcere sunt astăzi la acest eveniment deosebit, lângă locuitorii din Șinca Nouă. Este un sat extraordinar, cu un primar deosebit care se ocupă de promovarea acestui sat în țară și străinătate. Promovează tradiția și e de admirat și de apreciat. Și sunt interpreta de muzică populară din țara Făgărașului, Mioara Marinca, care am venit alături de săteni cu un purpuriu de cântece autentice. Oamenii din Șinca Nouă au fost încântați de evenimentul organizat în cinsta lor și s-au distrat pe cinste în ambele zile de sărbătoare. Cum vi se pare această zi? Păi ceva plăcut, adică neobișnuit, ca cum era în trecut, ceva deosebit. Astăzi sunteți sărbătoriți locuitorii din Șinca. Locuitorii din Șinca și alții care aparține de, care sunt plecați. Sunt foarte mult, dar revin mereu. Văd că sunteți îmbrăcați în port popular. Vă îmbrăcați des așa? Nu. Am lucrat la oraș mulți ani, dar zile din ăsta mă îmbrac costume. E ceva plăcut de când eram tânăr, că aici m-am născut, aici am crescut.
Am lucrat și în străinătate mulți ani, dar tot aici am venit. Vă place petrecerea dată în cinstea satului? Da, foarte, foarte mult. Mai ales ingeniozitatea primarului. E un om deosebit, acum nu că îl scot în evidență, dar s-a implicat. Și realizările se vede pe măsură. Din Șinca sunt. Aveți o sărbătoare tare frumoasă. Foarte importantă și frumoasă. Cei pentru cei 250 de ani, aniversarea celor 250 de ani de la înființarea satului nostru, 120 de ani de la ridicarea bisericii. Vă place petrecerea organizată în cinstea dumneavoastră? Foarte mult, foarte mult. Eu am lucrat la Brașov, am fost plecată foarte mulți ani în străinătate, deci nu prea am participat la aceste sărbători ale noastre. Pentru mine este o onoare și o cinste că sunt acasă și că am putut să iau parte. Acum sunt și în cană și eu jet pe jet că m-am retras acasă. Și sunt foarte, foarte încântată și suntem foarte mândri de primarul nostru și de toți cei din sat și de preoți și de toți cei care organizează aceste evenimente. Tinerii din sat au demonstrat de nenumărate ori că iubesc tradițiile dobândite din strămoși și cu mare mândrie au îmbrăcat porturile populare și au jucat pe scenă să încânte privirile spectatorilor. Cu aniversarea 250 de ani de la înființarea comunei, noi, comunitatea din Șinca Nouă, am organizat o mare sărbătoare și acum încercăm să prezentăm dansuri populare din mai multe zone ale țării. Costumul tău ce reprezintă? Costumul meu este din Bistrița Năsăud și o să dansăm un dans specific de acolo. Cu cine v-a învățat acest dans? Acest an am învățat doi coregrafi din Cluj, Camila și Tudor Motoc. Evenimentul a fost apreciat de toată lumea care a participat. Fie că au fost localnici sau doar în trecere prin Șinca Nouă, toți oamenii au fost surprinși de măreția cu care a fost organizată festivitatea. E foarte frumos, nu-s de aici din sat eu. De unde sunt? Din Poiana Mărului. Ați venit special pentru această zi? Am venit la copii, am două fete căsătorite aici și am venit la ele. Ce părere aveți despre acest sat plin de tradiții? Foarte frumos, frumos. Și lumea așa îmbrăcată în costum popular e foarte frumos. Petrecerea frumoasă? Da, da. Foarte frumos. Transmiteți-le un mesaj locuitorilor din Șinca de ziua lor. Să fie sănătoși, să continue. Șinca Nouă este satul care în urmă cu 250 de ani a fost înființat din credință. 88 de familii au renunțat la tot ce aveau, dar nu și la ortodoxism. Este locul în care și în prezent oamenii pun credința și păstrarea tradițiilor mai presus de orice.